Dana Roba a ajuns la spital în această dimineață. Beni, noul iubit, i-a fost alături în fiecare moment. Dana Roba a avut parte de o întâmplare tragică la începutul lunii iunie, atunci când soțul ei a lovit-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Bruneta a avut nevoie de o perioadă destul de lungă pentru a se pune pe picioare, însă acum viața ei decurce la fel ca înainte. Chiar dacă se simte mai bine din toate punctele de vedere, aceasta mai are nevoie de câteva intervenții estetice, după cum anunța pe Instagram zilele trecute. În această dimineață, Dana a mers din nou la spital, însă nu a menționat motivul. Bruneta a fost însoțită de partenerul ei de viață, Beni, care acum îi este alături la orice pas. Machiap artistul a făcut o postare pe contul ei de Instagram în care arată că este la clinică. În urmă cu câteva zile, Dana Roba a avut nevoie de intervenția medicilor. După ce a avut prima întâlnire cu Daniel Balaciu, cel care aproape a ucis-o, starea ei de sănătate s-a dereglat, căci s-a trezit cu amețelii și dureri foarte mari de cap. Aceasta a dezvăluit că acum este sub tratament și se simte mai bine.